Nu scapă bine de o dificultate și de o durere, că imediat alte situații complicate apar în viața ei. Mama Simonei Trașcă, nevoită să ia 16 pastile pe zi, trebuie operată de urgență și orice secundă care trece este în defavoarea ei. Totuși, de ce nu vrea mama Simonei să audă sub nicio formă de operație? Aflăm chiar în aceste momente de la Simona. Se află prin legătură telefonică directă cu noi. În primul rând, Simona, pare rău să aud o astfel de știre. Multă sănătate cu mama ta. Ce s-a întâmplat? De ce atât de multe pastile? 16 zilnic și totodată de ce refuză vehement operația? Bună ziua! Doamne ajută să vrea până la urmă să accepte să meargă la spital și să-și facă operație. Are pietre la ficat. A stat foarte mult timp așa până a acceptat să o consulte un doctor care mergea și el la biserică, care era prieten cu preotul, pentru că altfel n-am reușit din nicio culoare să o duc la un control. Mă rog, după control a aflat că are pietre și i-a dat un tratament, mai ia și ea tratament pe lângă tratamentul care i-l-a dat, ia și niște din astea naturiste. I-am cumpărat la tratamente în ultimile luni de nu mai știu nici eu, dar... Ai o farmacie acasă, să înțeleg. Am o farmacie acasă și știu că o să se supere, că o torn la televizor, că nu-i convine, dar să știi că m-am gândit că poate dă Dumnezeu să vadă prietenele ei de la biserică acest material și să o convingă ele. Deci singura ta speranță este să vadă prietenele de la biserică și să fie convinsă? Dar tu de ce nu poți să o convingi? Ce-ți spune? De ce este atât de vehementă? Nu înțelege pericolul? I-ai explicat pericolul la care se supune dacă refuză această operație? Știe, îți dai seama că mi-e foarte greu când o văd în fiecare seară că se vaită și zace și stă cu burta sus așa și cu mâna acolo la ficat și zice, au, mi-e rău, îi dau. Acum a început postul, ieri am făcut mâncare pentru că este lene să-și facă mâncare în post. Singura chestie care o face ea cu cea mai mare plăcere și cât ar fi de bolnavă și orice i s-ar întâmpla, ea se duce la biserică, ea nu lipsește de la biserică în fiecare zi. Dar când vine acasă, zace. Efectiv, zace. Și mă rog de ea, mă rog cu frumosul, dai seama ce pot să-i fac. Nu e copil să o duc cu forța. Mă rog de ea în fiecare zi, mama, te rog, operația nu este așa grea, adică recuperarea. Dar dacă nu mă înțeleg cu ea și a zis că nu vrea sub nicio formă și să o las în pace... Deci preferă durerea în pofida operației care, din ce spui tu și din ce ți-au spus medicii, ar ușura-o de această durere, ar putea să trăiască liniștită. Da, sunt foarte multe persoane care au făcut operația asta și m-am interesat și recuperarea nu este foarte dificilă. După aia o să aibă și eu o viață liniștită, nu o să mai aibă durerile astea, nu o să mai fie rău, pentru că ea trebuie să țină și regim, dar nu ține nici regimul cum trebuie. Cu cunoscut faptul că ficatul este un organ care se reface foarte repede. Da, noi din familie avem probleme cu ficatul. Deci toți, noi și mama, se pare că nu știu care, acolo e sensibilitatea noastră, dar... Na, nu știu ce să mai fac cu de mama. De ce nu mergi la biserică? La prietenele mamei să vorbești, să faci un consiliu, o ședință și să vă puneți de comun acord pentru binele suprem al mamei, să o convingeți și să ajungă ea să se convingă singură că operația este pentru binele suprem. Ideea este că prietenele ei de la biserică nici nu le știu pe toate. Cum văd ceva la televizor de mine, că mama nu prea se uită fiind la biserică, dai seama, ele îi spun. A, că Simona nu știu ce, că Simona nu știu ce. Ei, uite acum să ducă la ea și să-i spună și treaba asta. Asta m-am gândit eu așa în ultimă fază. Deci este un mesaj pentru prietenele. Această intervenție a ta televizată, publică, este de fapt un mesaj deloc subliminal, chiar direct, pentru prietenele de la biserică, nu? Da, pentru că femeile toată ziua mă părăsc mamei mele, ce fac, ce dreg, ce am mai zis, ce am mai făcut, că vreau să mă operez, vine mama acasă plângând, dar mă, uite că iar vrei să te operezi, bine, de-astea de frumusețe, de ale mele, în trecut, cum era, știi? Ei, acum, uite că o părăsc și-o pe ea la televizor și să se ducă și ele la ea, să o roage să își facă operația asta, că o să scape de dureri, de tot disconfortul, o să fie și ea normală, nu o să mai zacă în pat seara să se vaite aici. Dar în fiecare seară are problemele astea, în fiecare seară spui tu că are această senzație
de a sta rar, în pat și de a nu se simți în regulă? Rar o seară când nu, când nu se vaită. Dar pastilele le ia în mod regulat? Da, da, pastilele le ia, încă ia și mai multe decât trebuie, că și-a mai luat și din astea naturiste pe lângă tratamentul care i l-a dat doctorul. Gândește-te că dacă doctorul nu era venit din partea preotului de la biserică, nici măcar un control nu accepta să-și facă femeia, ca să ne înțelegem. Da, te-am întrebat și la începutul conversației noastre, interviului, de ce? Care este ideologia, care este convingerea mamei? Că, nu știu, o se vindecă pur și simplu de la providență, că nu e nevoie de intervenția medicului, că nu crede în medicina occidentală. De ce? Așa sunt și eu și cred că o moștenesc pe ea și uite că nu e bine. Dacă am dureri sau ceva, suport, adică când simt că sunt... aproape, Doamne ferește, să așa mă duc la spital, altfel nu mă duc la spital. Pe principiul până nu mai pot, până cad, da, până și nu mai pot ridica. Da, până nu mai pot, da. Uite că ea a primit, după consult, sfat să se opereze. Și a dat și tratament, dar a spus că dacă nu funcționează, să se opereze. Și ar trebui să se opereze. Mama, că pare că nu funcționează din moment ce... Dacă mă aud, mama, operează-te. Să zicem, mă ceartă că am dat-o la TV. Să sperăm că mama ta ți-a ascultat imboldul deja, nu mai e sugestie și tonul imperativ. Și, da, e serioasă treaba, nu e de glumă. Acum, pe bune, nu e de glumă. Mie mi-e foarte greu să o văd cu durerile astea și în situația asta în fiecare seară. Să sperăm că totul va fi bine până la urmă, că primul pas a fost făcut și anume că a fost văzută de un medic, că i s-a administrat un tratament și ulterior sperăm că o să te auzim la telefon că mama ta a făcut operația și că totul s-a sfârșit cu bine. Multă sănătate. Doamne, și ți îți mulțumesc. Doamne ajută, sănătate tuturor!